De Cameronul de Giovanni Boccaccio Povestea lui Pietro Bocamața care fuge cu Anolela La Roma, care odinioară se afla în fruntea întregii luni, după cum azi e în coada ei, trăia nu de mult un tânăr pe nume Pietro Bocamața, vlăstar al uneia din cele mai nobile familii ale acelor vremuri. Și tânărul acesta se îndrăgosti de o fată tare frumoasă și plăcută, pe nume Anolela, copila unui oarecare, Giuliozzo Saulo, un om de rând și fără vază, dar tare drag celor din Roma. Și îndrăgindu-o tânărul, făcu el ce făcu și până la urmă fata prinse a iubi și ea pe el, numai puțin ca el pe dânsa împins de dragostea ei fierbinte, Piedro, văzând că nu e chip să mai îndure chinul pe care îl pricinuia dorința aprinsă după fată, o ceru de nevastă. Dar ai săi, când aflară de una ca aceasta, săriră toți pe capul lui și îl ocărâră strașnic, iar pe de altă parte îi trimiseră vorbă lui Giuliozo Saulo să nu cumva să-și pună mintea cu vorbele lui Pietro, Căci dacă fi cutezat să o facă, nu l-ar fi socotit nici când, nici rudă, nici prieten. Pietru, văzând că îi se aține calea, singura cale potrivită prin care socotea să ajungă, aș împlini dorința, fucât pe aci să moară de atâta supărare. Și dacă tatăl fetei s-ar fi învoit, el unul, în ciuda rubedeniilor, s-ar fi însurat totuși cu fata. Dar fiindcă n-avea încotro, își puse în gând să facă astfel încât să ajungă tot acolo, dacă ar fi vrut și fata, și aflând printr-o a treia gură că Aniolela se învoiește, se hotărâ cu ea împreună să fugă amândoi din Roma. Drept care, pregătindu-și fuga din vreme, într-o dimineață, sculându-se cu noaptea în cap, pur cu Aniolela și luă către Anani pe unde avea niscaiva prieteni, oameni de toată încrederea. Și călărind ei doi așa, fără să aibă timp săraci să se desfete ca de nuntă, căci se temeau că surmăriți, vorbeau de dragoste și uneori se sărutau. Pietro, neștiind bine drumul, cam la vreo opt leghe de Roma, se întâmplă ca în loc să o țină pe dreapta, cum ar fi trebuit, o luă pe o cărare la stânga și n-a să călărească două leghe că se trezira aproape de un castel micuț, din care, fiind văzuți, ieșiră de îndată vreo 12 ostași, iar când se apropiară bine, fata ai văzut și strigă. Pietro, să la fugă căci vin asupra noastră! Și cum se pricepu mai bine, își îndreptă de grabă roibul către o pădure adâncă și îl îmboldi cu pintenii, înfiptă bine în oblânc. Roibul, simțind împunsătura, o luă întins la fugă, ducându-o pe stăpână în codru. Pietro, care se uita mai mult la ea decât la drum, cum n-apucase să-i zărească pe și așa de repede ca dânsa, în timp ce stătea și se uita să vadă de unde vin, fu ajuns de ei din urmă, fu prins și dat jos de pe cal. Întrebat cine era, după ce spuse, ostașii se apucară să se sfătuiască între ei zicând ăsta e al dușmanilor noștri. Ce alta am putea să-i facem decât să-i luăm veșmintele și calul și apoi să-l spânzurăm de vreun stejar ca să plesnească de ciudă toți orsinii? Și după ce căzură cu toți la învoială, îi porunciră lui Pietro să se dezbrace de veșminte. În timp ce el se dezbrăca, știind bine ce l-așteaptă, niște oșteni, numai puțin de 25 la număr, dădură buzna peste ceilalți strigând. Pe ei, măcelăriții! Osta și luați așa deodată, îl lăsar în plata domnului pe Pietro, văzându-și de apărare. Dar, pricepând că mai puțin la număr ca dușmanii, se puseră pe fugă. Iar ceilalți după ei. Pietro, dacă văzu așa, își aș luă de grabă hainele, sări pe cal și o luă la goană spre pădure pe unde apucase fata. Dar ne chip să afle în codru nici drum, nici cărăguie, nici urmă de potcoavă, când socoti o la adăpost de cei care îl prinseseră și de cei ceilalți veniți pe urmă, văzând că nu-și găsește iubita nicăieri, fără pereche de mâhnit, se apucă să plângă și să cutreie pădura strigând o pretutindeni. Dar nimeni nu-i dădea răspuns și el nu cuteza să se întoarcă și nici să meargă înainte, căci nu știa unde ar ajunge, iar pe de altă parte se mai temea și pentru el și pentru draga lui, de fiarele sălbatice, părându-i se într una de pe aniole la sfâșiată de lupi sau de urs. Umblă așadar pietru al nostru zi de vară până în seară, strigând într-una prin pădure și făcând cale întoarsă. Tocmai când socotea că merge țintă înainte, dar până mai la urmă de atâta plâns și de strigare, de frică și de foame, căzură pus și nu fu chip să meargă mai departe. Și când văzu că se înnoptează, neștiind în ce să mai facă, dând un stejac în jos, se coboră din șa și își legă murgul acolo, iar el, ca nu cuva să-l sfâșie vreo fiară, se cățără în stejar. Nu după mult timp ieși și luna noaptea limpede de vară, dar Pietro, neîndrăznit să doarmă, să nu cumva să cadă, deși la drept vorbind, chiar de-ar fi fost la adăpost și tot n-ar fi putut dormi de atâta supărare și grijă pentru fată, veghe mai toată noaptea plângând și suspinând și blestemându-și nenorocul. Fata, luându la sănătoasă, la sănătoasa fără să știe încotro, precum am spus mai înainte, lăsându-se mânată de bunul plac al calului, pătrunse adânc în pădure, încât nu mai putu să vadă locul pe unde pătrunsese. De aceea, întocmai ca și Pietro, când așteptând și când umblând, când hohotind și când strigându-l, tot tânguindu-și soarta din zoc și până n-a simțit, se învârtiza darnic printre acel loc sălbatic. În cele de pe urmă, văzând că Pietro nu mai vine, cum începea să se însereze, dând peste o potecuță, apucă pe acolo și tot când o roibul, după ce călării cale de două leghe și poate mai bine, sări în depărtare o casă, spre care se îndreptă pe cât putu mai iute. Și acolo nimeri peste un moșnear de treabă care trăia în căsuța aceea cu bătrânica lui. Când o văzu că-i singurică, bătrânul o întrebă. Fata moșului, dar cum de umbli tu de una singură pe aici, acu la vremea asta? Fata plângând, Răspunse că se pierduse în pădure de cei care o însuțeau și întrebă cât mai avea de mers până la Anani, la care moșului răspunse. Păi nu e ăsta drumul ce duce la Ananii, că până acolo e cale lungă, mai mult de 12 poște. Dar fata grăi. Da, oare nu-i vreun han pe aici să pot trage la el? Nici unul nu-i așa de aproape ca să ajungi pe zi la el, răspunse moșul către fată. Atunci dânsa zise, N-ați face bunătatea să-mi dați sălășuire aici peste noapte de vreme ce aiura n-am unde să mă duc? Mușneacul îi răspunse, noi te primim cu drag, fetico, dar vezi că pe la noi, pe aici, și zi și noapte, într-una se abat tot soiul de drumeți și bun și răi și foarte adesea lasă prăpăd pe urma lor. Și dacă ceasul rău ar face să vină acu că ești aici, vrăceată de haiduci de aceea care o să-ți aducă necinstire, iar noi nu o să putem să te ajutăm, de aceea eu ți-o spun de acum ca nu cumva pe urmă de o fi ferita Domnul să se întâmple așa să dai vina pe noi. Fata, văzând că-i noaptea afară, deși cuvintele moșneagului o înspăimântară, îi răspunse. Dacă ne ajută Dumnezeu, o să scăpăm și dumneavoastră și eu de o pacoste ca asta. Iar dacă o fi să mi se întâmple ce ai spus, apoi din două orele mai bine rap să fiu pângărită de oameni decât să mă sfâșie vreo fiară din pădure. Și zicând astfel, după ce coborât de pe cal, intră în casa moșneagului, unde cină sărăcăcios cu dânsii din preună, cu ce se nimeri, și apoi așa îmbrăcată se aruncă pe un pat micuț lângă cei doi bătrâni. Și nu mai conteni cât funoatea de lungă cu suspinatul și cu plânsul, jelindu-se amar de soarta ei și de-a lui Pietru, de care nu trăgea nicio nădejde de mai bine. Și cum ședea așa, spre revărsa de zorii se păru ca o dezgomot de pași pe afară. De aceea, sculându-se de grabă, se duse într-o curte mare care se afla înapoi a casei și acolo, sărind într-un ungher, o grămadă mare de fân se duse și se ascunse într însa ca oamenii aceia să nu o găsească așa iute dacă ar fi venit acolo. Și abia se ascunsese că drumeții o adunătură de nemernici se ne năpustiră asupra ușii bătând să le deschidă. Iar după ce moșneagul le descuie și intrară în casă, găsind roibul copilei cu cu tot pe el, îl în întrebare pe bătrân cine era acolo. Omul, nevăsând-o pe fată nicăieri, răspunse, nu-i nimeni, numai noi. Cu roibul ăsta, nu știu să de unde o fi fugit, ne-am pomenit aseara aici și l-am adus pe lângă casă ca să nu-l mănânce lupii. dacă e așa, grăivă taful hoților, e numai bun de noi. Că și așa n-are stăpân. împrăștiindu se dartelhari prin casă, o parte din ei se duseră în curte și acolo, punându-și scuturile jos și lăncile pe lângă ele, unul din ei, așa, dintr-o doară, își a la lancea în fân și mai-mai să o împlânte în fată și dânsa să se dea de gol. Căci lancea-i trecut pe lângă trup, ba încă așa de aproape încât îi sfâșie veșmântul. Iar fata, temându-se că e rănită, fu pe aci să țipe. Dar amintindu-și unde se află, își luă de grabă seama și se oprită când chitic. Tâlharii risipiți în dreapta și în stânca, după ce își fripseră pe jar niscai și altă carne, mâncând și bând pe săturate, plecară între ale lor, ducând cu ei și roibul fetei. După ce se depărtară o bucățică bună, moșneacul o întrebă pe babă ce fi cu fata noastră că n-am văzut-o nicăieri de când ne-am deșteptat? Baba îi răspunse că nu știe și începu să o caute. Fata, simțind că hoții plecaseră, ieși din fân. Drept care moșul, ne spus de bucuros să știe că nu încă puse pe mâna tâlharilor, văzând că zidea bine le-a spuse. Acum că e lumină, noi te însoțim, dacă poftești, până la niște palaturi, aici nu departe, ca la vreo cinci leghe de drum, unde ai să fii la adăpost, dar va să vii pe jos, căci blestemații de tâlhar care au plecat de aici ți-au șterpelit căluțul. Fata, împăcându-se cu gândul că rămăsese fără cal, îi rugă frumos să o ducă la castel, drept care, pornindu-se la drum, spre seara ajunsera acolo. Castelul era al unui nobil din familia Orsinilor pe care îl chema Alielo di Campo di Fiore. Și spre norocul fetei, nevasta cavalerului, o femeie tare bună la suflet și evlavioasă, se afla tocmai acolo. Când o văzu pe fată, o cunoscu numai decât și o primi cu bucurie, poftind să afle cu amănuntul cum de ajunsese acolo. Fata o luă de la capăt și-i povesti toată pățania. Doamna, care îl cunoștea de o potrivă și pe Pietro, că cera prieten cu bărbatul ei, se amără la suflet de cele întâmplate și aflând unde fusese prins, fusigură sigură că i mort. De aceea îi zise fetei. De vreme ce nu știi nimic de Pietro al tău, rămâi cu mine până am să aflu un prilej să te trimit la Roma fără primejdie pentru tine. Pietro, cum stătea sărmanul în stejar, cu inima zdrobită de atâta suferință, cam pe la miezul nopții zări venind o haită cam de vreo douăzeci de lupi, care toți când îi văzură calul făcură cerc în jurul lui. Roibul, simțindu-i, smuci capul și rupse frâul dând să fugă, dar fiind înconjurate de lupi, nu izbuti și se apără mult timp cu dinții și copitele. La urmă însă Lupi îl doborâră la pământ, îi sfârtecară grumazul și îi spintecară burta cât ai clipit din ochi, iar după aia îl mâncară tot, lăsând numai ciolanele și se afundară în pădure. Pietro Sărmanul, care în roi găsise un prieten și un sprijin, rămase năucit, gândindu-se că niciodată n-avea să poată să mai iasă din codrul acela blestemat. Și către dimineață, în timp ce zgribulea în aproape mor de frig, cum tot căuta cu ochii în jur, zări în fața lui cam la vreo leghe poate o vâlvătaie mare. De aceea, când zarea se lumina de-a binele, adându-se jos din pom cu teamă, o apucă într-acolo și tot umblând cu spor, înainte, ajunse până la foc, unde dădu peste niște ciobani strânșoată în jurul lui, mâncând și petrecând și care luară între ei de milă. După ce mâncă și se încălzi la foc, Pietro le povesti ce și cum de ajunsese singur prin părțile acelea și îi întrebă apoi de nu se află prin preajma locului vreo casă sau vreun castel unde să tragă. Ciobanii răspunseră că la vreo trei poște de acolo erau niște palate ale lui Lielo din Campo di Fiore, în care tocmai se afla nevasta cavalerului. Pietro, nespus de bucuros, rugă pe care careva din ei să-l ducă până acolo și doi ciobani mai săritori îi împliniră voia. După ce ajunse la castel, dând peste niște cunoscuți, Pietro încercă să afle chip spre a cerceta pădurea ca să o găsească pe Anolela, dar între acesta fu chemat să se înfățișeze doamnei. Pietro se duse de îndată și când văzu în preajma ei pe Anolela, fu cât pe aci să cadă jos de atâta bucurie. O lume întreagă ar fi dat să o poată săruta, dar, cum se rușină de doamnă, își stăpâni pornirea. Și dacă el fu bucuros, apoi nici bucuria fetei nu fu cu nimic mai mică. Doamna primindu-l și cinstindu-l ca pe un oaspete drag, după ce află din gura lui cum se întâmplase treaba, îl dojeni că nu-și ascultă părinții și că vrea din adins să se însoare potrivnic vrerilor. lor dar când văzu că-i hotărât și că din partea ei copila atâta aștepta și ea, își zise în sinea ei. De ce îmi sfarăm capul pe degeaba? Copiii ăștia se iubesc și se cunosc unul pe altul. De prieteni, amândoi sunt prieteni cu bărbatul meu și dorința lor e cinstită. Ori dacă unul a scăpat de la spânzurătoare, iar celălalt de bătaia lâncii și amândoi de fiare, e semn că Dumnezeu n-are nimic împotrivă dacă poftesc să se cunune. Facă-se dar pe voia lui. Și întocându-se spre tineri le zise, Dacă vă o vă stă pe suflet să vă luați, eu n-am nimic împotrivă. Să fie cum vreți voi și nu ta să aici pe cheltuiala lui Lielo că mai pe urmă de împăcat vă împac eu cu părinții. Pietro, în culmea fericirii, și Aniolela, și mai și se acolo, iar doamna se trudi să le cinstească nunta pe cât putu mai bine acolo sus la munte, unde cei doi îndrăgostiți gustară mai întâi roadele dulci ale iubirii. Pe urmă, la vreo câteva zile, doamna porni cu ei călare și străjuiți de pază bună se întoarseră la Roma, unde, aflându-i pe părinții lui Pietro, foc și pară de ceea ce făcuse, îi împăcă cu tinerii. Iar Pietro cu la lui trăiră până la bătrânețe în tihnă și într-o desfătare.